Dragi invitați, dragi copii, ne aflăm la cea de-a patra ediție a proiectului Primăvara în ochii copiilor, proiect materializat într-o expoziție de mărțișoare și felicitări. Păstrarea tradițiilor este o componentă esențială a dezvoltării morale, sociale, culturale și spirituale, copiii fiind educați de mici să respecte și să păstreze tradițiile. Prin acest proiect, elevii școlii noastre au fost încurajați să-și pună în valoare creativitatea și dibăcia și să ducă mai departe tradiția mărțișorului românesc. Îndrumați de doamnele învățătoare și sprijiniți de părinți, aceștia și-au dat full liber imaginației și au realizat cele mai inedite și originale mărțișoare și felicitări. Ei s-au pregătit din timp pentru acest moment, mărturie fiind diversitatea exponatelor prezente. Mărțișoarele și felicitările au fost realizate în tehnici diferite și din materiale diferite. Ață, hârtie, lemn, mărgele, paiete, material textil. Lucrările realizate pot fi achiziționate, iar fondurile bănești obținute o să-i ajute pe elevi să-și organizeze alte activități extrașcolare. O să sărbătorească ziua de 1 iunie. Îi felicit pe elevii școlii noastre, care prin talentul și priceperea lor au adus primăvara în școala noastră și în sufletele noastre. Vă invităm să admirați exponatele realizate și dacă doriți, puteți să vă achiziționați ceea ce vă place. Mulțumim conducerii școlii pentru sprijinul acordat, doamnelor învățătoare, elevilor, părinților care s-au implicat în realizarea acestui proiect. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o primăvară frumoasă, așa cum sunt toate lucrările expuse astăzi aici.
Pentru cine ați cumpărat mărțișoarele? Pentru mine și pentru mami. Și tu? Eu pentru mine și pentru mami. Și de când ați început să confecționați mărțișoare? Păi, am de săptămâna trecută. Noi de săptămâna trecută. Și din ce le-ați confecționat? Din hârtie, lasturi, șetaj, din crinul. Foarte frumoase! Mulțumesc!